Vedem. Bună seara, Horațiu, ne auzim, ne vedem. Bună seara și bine v-am regăsit. Pentru că el are amănunte legate de celălalt scandal care merge în paralel cu ăsta. Bine, multe scandaluri care merg în paralel în această perioadă în România. Dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășca. Ai legătura. Mamă dea până. Bine v-am regăsit. Bună seara. Într-adevăr, avem știri de ultimă oră, mai ales că a fost o zi foarte lungă la tribunalul judecătoria sectorului 6, unde cei doi, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, au avut un nou proces, o nouă înfățișare în procesul de divorț și pentru custodia copiilor. E bine, la ieșirea din judecătorie am aflat lucruri foarte, foarte interesante și mai exact, Claudia Pătrășcanu vrea să-l decadă din drepturile parentale pe Gabi Bădălău și să ia copiii definitiv și tocmai de aceea a făcut o plângere la DIICOT în care l-acuză de, atenție, proxenetism și trafic de droguri. Din această cauză, Gabi Bădălău este foarte, foarte supărat, este extrem de nervos și este de părere că, având în vedere această plângere penală, telefonul lui va fi urmărit și, bineînțeles, fiecare pas al lui, de asemenea, va fi urmărit de către organele de anchetă. Ei bine, cred că ai dat seama că telefonul lui și al familiei sunt ascultate. Sunt urmărite de ani buni de tot. Adică nu trebuie să-și facă acum problema ta, să fie supărat din cauza ta. Telefoanele lor sunt ascultate de mult. Da, dar sunt și ale noastre, da. Având în vedere această plângere, cu atât mai mult. Ei bine, în contrapartida, avocații lui Gabi Bădălău i-au făcut o formulare Claudiei Pătrășcanu și mai exact de alienare parentală. Ce înseamnă acest termen? Se referă la faptul că atunci când un părinte îl vorbește în fața copilului pe celălalt părinte de rău, cam la asta se rezumă termenul de alienare parentală, iar Gabi Bădălău are dovezi clare, indubitabile vis-a-vis de această formulare, vis-a-vis de această plângere de alienare parentală și ca o paranteză, într-una dintre pauzele procesului, Gabi Bădălău mi-a arătat o înregistrare telefonică în care cel mic îi spune, mă rog, lui Gabi că fratele cel mare este influențat de către Claudia Pătrășcanu să nu vină acasă în București. Da, e celebra poveste pe care am mai discutat-o noi aici în urmă cu vreo două săptămâni. Ce mi se pare absolut fabulos este că Claudia Pătrășcanu nici măcar nu mai încearcă să mai păstreze niște aparențe, pentru că el i-a tot spus, bă, să vedem cu ce mai vine acum. Și parcă se ține de un desfășurător. Adică nu era în mod firesc, logic și normal ca în momentul în care arunci acuzațiile să vii cu toate odată. Bă, să droghează și vreau să fac test în firul de păr. E homosexual și vreau să, mă rog, care o fi testul de homosexualitate, habar n-am. Este proxenet. Și e și traficant de droguri. Adică nu e ieșit cu traficul ăsta, cu consumul de droguri, consumul pentru de că cocaină, s-a dus la da? INML și omul a ieșit negativ. Ok, ea spune că i-a cumpărat potoția de la INML. Ce o fi făcut? Nu i-a ieșit treaba asta. Aia cu homosexualitatea nu se susține pentru că nu are pe nimeni prin oraș. A încercat să... Hai sănătate, uite, am dreptat. Mulțumesc! A strănutat Paula. A încercat pe la toți prietenii prin oraș, pe la toți și... cunoscuții și necunoscuții. Vă aduceți aminte că a luat legătura cu Bodi, a luat legătura cu vecinele, doar lor da alea în gât cu ceva, că exact. Are practici de acest gen. Da, care, și by the way, în paranteză, nici nu sunt culpabile, nu mai suntem în evul mediu. N-a reușit nici cu homosexualitatea. Acum, exact în stilul pe care Gabi Bădălău l-a expus acum 2-3 săptămâni, bă, veți vedea că vine cu încă ceva și încă ceva și încă ceva. Și plusează în gol aiurea ca o bicicletă de-aia stricată cu lanțul căzut, pentru că dacă nu este, adică puține șanse să fie traficant de droguri fără să demonstrezi că e consumator de obicei, sau poate nu, habar n-am. Uite, dar să presupunem că ar fi lucrurile, sau măcar o parte din ele, că ar fi adevărate. Noi nu știm care este adevărul, nu știm, nu cunoaștem, putem doar să presupunem. Apropo de acest... Stai, Horațiu. Dacă lucrurile astea s-ar fi întâmplat în timpul căsniciei, dacă tu știi ca mamă, ca soție, îl vezi pe soțul tău, că vine, că pleacă, că face, că drege, de ce nu aduni probe în timpul căsniciei, când omul e lângă tine? Că n-are. I-am dat exemplul lui Pepe, ce a făcut în timpul căsniciei cu Ana. Da, adică atunci când a lovit omul, e cu ce a avut. Sfat dar pare penibilă, jur. Nu mi-a ieșit asta cu părul.
cu mamă, nu-i drogat. A, păi atunci e sigur traficant care nu se drogează, că mai există și traficant, că normal. Că nu... Pentru că e foarte greu. Lumea este aia cu homosexualitatea, a, este... proxenet. E foarte greu să demonstrezi acum, pentru că, într-adevăr, s-au polarizat, înțelegi? Adică, dacă te duci acum la niște prieteni, ăia nu o să spună că, da, uite, bărbatul e într-un fel. Nu o să spună nimic, pentru că nimeni nu vrea să fie de o parte și de data. Sau se aliază cu... Da, da, soldatul eșecului. Prietenul cel mai bun. Normal, doar da. Nu se sucește cineva acum. Însă, repet, pare și se conturează tot mai mult acea ipoteză pe care v-am spus-o aseară, auzită prin oraș, pe la băieții umblați prin oraș, că de fapt ținta finală este familia Bădălău și cineva, persoane importante, de fapt sunt în spatele Claudiei, nu în spatele familiei Bădălău, în a o alimenta, știind că ea se detonează în direct cu o bucurie și cu o plăcere până sar stropi. Înțelegi? Adică tot ce zice este din ce în ce mai lucubrant. Știi? Însă, se dorește menținerea acestei stări de fapt pentru ca familia Bădălău să intre la un moment dat în vizorul unor adevărate anchete, cum de altfel se zvonește de mult timp. Iar acum situația pare ideală, pentru că ea este dispusă să atace fără nicio noimă și fără nicio logică și fără niciun simț al penibilului. Da, și apropo de consumul de droguri, de traficul de droguri de care îl acuză Claudia Pătrășcanu, vreau să dacă vă aduceți aminte, anul trecut, în luna mai, dacă nu mă înșel, casa lui Gabi Bădălău din Bolintin Valea a fost spartă, iar prejudiciul s-a ridicat undeva la 80.000 de euro. E bine, a trecut timp, rău, autorii faptei au fost prinși, printre care a fost și șoferul lui Gabi Bădălău, un anume tip Marian. Repet, prejudiciul... Șoferul acuzat de ochi dulci la adresa șefului, nu? De parteneriat... Că de el spunea parcă... Nepermis, da. Nu, acestă... Nu, apropo de că aici e o chestie, foarte, foarte interesantă și diabolică pe undeva. E bine, Gabi Bădălău s-a împăcat cu răufăcătorii și a recuperat prejudiciul. L-a scăpat pe acest Marian de pușcărie pentru că n-a mai depus plângere împotriva lui. Ei bine, pentru că l-a iertat pe șoferul Marian, acesta i-a spus lui Gabi Bădălău că a fost contactat de către Claudia Pătrășcanu, care i-ar fi sugerat să vină ca martor în proces și să depună mărturie, da? Că atunci când a spart casa lui Bădălău, ar fi găsit și o cantitate de droguri. Da. Dar eu nu spuneam în glumă, adică mai în glumă, mai în serios, Claudia spunea aici că unul dintre copii a povestit că a fost prins jucându-se, făcând lucruri anormale, cu, dădea de înțeles șoferul. Că era cu șoferul, înțelegi? Da. Deci, dintr-o dată, vezi, șoferul s-a transformat în și acum, bonă. Deci tu ne spui cum că Claudia i-a sugerat, avea mai mult șofer, da. I-a sugerat șoferului să declare cum că a găsit... Da, vezi atunci că se când i-a spart casa și i-a... Șoferul probabil că n-a vrut să facă asta și l-a băgat în povestea de dragoste cu Gabi Bădălău. Nu? Și... Da, exact. Nu pare o răzbunare. Dacă o fi ăsta șoferul, acum o fi alt șofer, să ne ierte Dumnezeu. Dar dacă ăsta e șoferul, putem face această deducție logică. E bine, și tot Gabi Bădălău mi-a arătat fotografii, pentru că vreau să fac aici, trecem de la una la alta. Da. Claudia Pătrășcanu, așa cum bine știți, n-a vrut să-i dea copii în weekendul trecut. Da. Și a spus că nu deci era obligată. Da. Și mi-a spus că nu le-a adus niciun fel de cadou. Ei, Gabi Bădălău mi-a arătat la tribunal o fotografie din mașină în care avea o bicicletă pentru unul dintre copii. Ei, și când? Chiar a... Când avea o bicicletă? Când a fost în weekendul trecut, săptămâna trecută. Când s-a întâmplat acel incident. Când l-a scuipat. Când l-a scuipat, da, că am vrut să mă... N-a mai putut să mai dea omul de ochi, exact. N-a mai putut să-i mai dea bicicleta că n-a mai văzut. Avea o mare flegmă pe ochi, înțeleg. Până să scoată bicicleta în portbagaj și fugiseră și cu copiii, Doamne, iartă-mă. E bine, și arăt și un amănunt extrem de important și care cu siguranță va fi preluat de către mass media mondenă, este faptul că Gabi Bădălău a achitat Claudie Pătrășcanu o rată, mă rog, un contract la bancă în valoare de o valoare foarte, foarte mare. Un împrumut. Un împrumut la bancă este un împrumut contractat până ei, ca ei să se cunoască și ulterior, după ce s-au cunoscut, au devenit soț și soție, mai exact, în urmă cu 4-5 ani, Gabi Bădălău i-a achitat acest împrumut și suma? în franci elvețieni.
erau la modă împrumuturile francilor, că aveau o dobândă mică până s-au oprit, au rămas săraci oameni. Da. Ai idee și suma? Am idee și suma și... Adică e un împrumut, presupun... Da, este un împrumut substanțial... Pentru ceva, nu? Da, este un împrumut substanțial în valoare de 100.000 de franci elveți. Oricum asta poate fi adusă probă la dosar, cum că e... venit în timpul căsniciei. Omul a ajutat-o. Se reglează, era în timpul consultă. Tocmai a zis că înainte de a se cunoaște. Da, înainte de a se cunoaște. Era în timpul baletului. Înainte de a se cunoaște, Claudia Pătrășcanu a făcut acest împrumut bancar. Dar mă, făcea parte din dansul de împerechiere. Și după ce s-au căsătorit, ea spune 100.000 de euro, nu, de franci elvețieni. Și după aia Gabi Bădălău, plătind datoria asta, plecând de la bancă, se gândea așa: oare data viitoare o să mă pupe? Ea a achitat datoria după măcar ce s-au căsătorit sau înainte? În urmă cu 4-5 ani a achitat această datorie în la bancă. În timpul căsniciei sau înainte? În timpul căsniciei, repet. Dar datoria era de dinainte. Dinainte de a se cunoaște, da. Dinainte de a se cunoaște, da. Dar ții mai tare casca lui Paula. Până și... Păi nu, dar tu spuneai asta că i-ar fi achitat înainte. Nu, am spus înainte de a se cunoaște. Da, mă, gata, ne-am lămurit. Juriul s-a lămurit. Am înțeles. Și la termenul de ieri, la judecătoria secolului 6, avocații lui Gabi Bădălău au depus la dosar chitanțe din care se adeverește faptul că de când a început acest proces, Gabi Bădălău contribuie la bunăstarea soției sale și implicit a copilor săi. Sume care oscilează între 30 de milioane, 70 de milioane, 50 de milioane. Da, mă, și repet, alea de început. Da. Erau vremuri în care n-aveai cum să intri pe sub pielea femeii dacă nu-i dădeai și 100.000 de franci elvețieni să-și achite casa. Glumesc. Parțial. Bun, și Gabi Bădălău este să foarte sub... Să uităm că și căsnicia a venit năpraznic în viața lui Gabi Bădălău. El nu s-a așteptat nici măcar să devină tată prima oară. A aflat la vreo 3 săptămâni după ce s-au cunoscut. Da. Mă rog, te pui cu coincidențele astea. Un gest superb. Adică normal, nu e. Și vreau să vă mai spun că Bădălău este foarte, foarte supărat, deoarece Claudia Pătrășcanu este de 4 zile la București. Copiii sunt la Gigia, în grija mamei Claudiei. Și astăzi chiar a vorbit cu cel mic prin, mă rog, pe video și băiețelul cel mic a zis că e dor de tati. Păi la emoționat. Nu știi tu cu aplicațiile astea. Nu le știu pentru că, așa cum v-am spus în repetate rânduri, sunt de tradiție veche. Cu mașina telefon de scris și stilou și foile n-au cameră, nu poți să vorbești cu nimeni. Trimite porumbei călători când iau un interviu. Semnale cu fum Horatiu. Și ce am înțeles de la prieteni comuni, repet, de pe la terase, că au rămas singurile deschise, că am intrat în scenariul roșu de la restaurante, nu mai putem să mai culegem informații. Încearcă și Gabi acum să lovească în ea atât cât poate și cum poate. O face puțin analfabetă și... Da, este adevărat. Lansează prin oraș faptul că nu are toate studiile terminate. Mă rog, acum nu știu ce le... Gabi Bădălău spune că nu are avea, sau mă rog, ar avea doar 8 clase, dar el mi-a spus că, domne, din aceste mesaje pe care mi le trimite și le-am în telefon, sunt zeci de mesaje, uitați-vă cum scrie, într-adevăr, agramată, mă rog. La lecția cu cratima, dar mă rog. Da. nu asta e important și nu are nicio relevanță în... Poate e o răutate din partea lui, sau mă rog. Da, că s-a săturat și el de răutăți și aruncă și el cu ce poate. Da. Înțeleg că este o pismuiește pe Bianca. Da, e adevărat, la un post TV i-a adus jignirii Bianca Drăgușanu, iar aceasta, am vorbit cu Bianca Drăgușanu în urmă cu câteva zeci de minute, chiar mi-a spus că mâine va fi ziua ei, pe 6 martie, și florile care îi rămân, sau, mă rog, florile care nu-i plac, îi le va trimite Claudie Pătrășcanu. Poate înainte să se ofilească? Sau? Ca să scoată din depresie și se oferă Bianca Drăgușanu să-i plătească consultațiile la psiholog. Claudie Pătrășcanu, pentru că este, repet, dacă vrea flori proaspete, noi o invităm pe Claudia aici, la noi, în emisiune, pe canapea, îi promit un coș mare. Da, și Bianca Drăgușanu opinează faptul că acum Claudia Pătrășcanu este foarte geloasă, foarte invidioasă pe divă. Spune-o pe ce este, nu e nici geloasă, nici invidioasă. Are ciudă că toacă banii cu Bianca în loc să-i dea ei. Și asta e
perfect adevărat. Dar ciudat este faptul că în urmă cu 3 săptămâni Claudia Pătrășanu îi scria, mă rog, pe rețele de socializare Biancăi că o admiră foarte mult, că este o femeie extrem de frumoasă, foarte inteligentă și iată că acum, după 3-4 săptămâni, lucrurile au luat o întorsătură. E admirația asta, ține... Da. 3 zile. 3 zile și 3 nopți. E cam povești. Da. Ok. Acum Claudia își caută și ea dreptatea. Na, e normal să lovească și ea în stânga și în dreapta. Normal. Nu, dar spune-o că asta urâcă. Ia uite, l-a dus-o la Dubai. Poate omul își permite. A dus-o în e dăm banii copiilor până la Dubai, Maldive, da? Hai că și până nu ne reglăm situația, că după ce își reglează, de seama, cred că nu mai interesează ce face asta cu banii. Fă ce vrei tu cu banii, exact, dar dă-le copiilor. Dădea, patronul le dădea câte 1000 de angajați, câte 1000 de euro angajaților. Una, a, doi, și dacă îmi permiteți... copiii mari, scuze, a zis, băi, nu mai pot să vă mai dau bani. Că uite, am și eu copii mari, am trimis la facultate în Londra, nu mai pot să vă mai dau sporurile astea și primele. Și am zis, păi cum, băi, frate, dăm banii noștri, ții exact copiii la școală. Ce, băi, dai la facultate pe banii noștri? Dai pe banii noștri la facultate. Așa și Claudia. Băi, bădălă, o trimis în banii noștri pe Bianca în Maldive. Da, scuză-mă, zice mai, că nu mai avem mult timp. Da, și o altă acuzație la adresa, o altă acuzație a Biancă la adresa Claudiei Pătrășcanu este aceea că nu-și pune mintea cu o femeie care trăiește din alocația copilor ei. Deci, iată că săbile au fost scoase din teacă. Lasă-mă și cu Bianca, cu răutățile ei. Sunt declarații pe care, repet, eu vi le ofer motamo. Nu e dezonorant pentru o femeie să trăiască din alocația pe care o primește împreună cu copiii ei. Dacă, da, într-o perioadă mai grea sau, da. Până și noi artiștii am trăit din indemnizații de la stat. Și nu trăiește, că din alocația copiilor, femeia și muncește. Copilul din indemnizații de la stat. Sunt situații în care, na, viața te duce și poate ai o perioadă în care stai pe alocația copilor, dar... Exact. Nu cred că Bianca e cea mai măsură să spună... Arox, poate sunt... De bani câștigați sau de stat pe... Știți cum sunt femeile. Știi? Da, e adevărat. E adevărat. Am înțeles ghilimele. Și femeile vorbesc câteodată, ca să parafrazez... un cântec celebru. Prietenul Dan Bitman. Da. Bine, cu această remarcă deloc misogină... Luăm câteva minute de publicitate. Mie îmi plac femeile atunci când nu sunt misogine. Când nu vorbesc. Când nu toți suntem, n-ai nicio, nu ești în minoritate. Glumesc, toți bărbații iubesc femeile. Nu mai ia în serios, doamnele, că eu când glumesc. Nu da, mă, no, normal. Deja doamnele, ne iubesc. Deja te-au scris pe toacă, stai liniștit. No, te-au scris pe toacă? Da. Să nu scrieți mie Luconoară că pătrezi niște. Scrieți Cătălin Bordea. Exact. Nu scrieți pe toacă mie Luconoară că pătrezi niște. Mersi mult, Horațiu. Și eu vă mulțumesc foarte mult și le dorim telespectatorilor un weekend perfect. E adevărat.